Ago? Care este stează microfonul? Salut! Noi suntem Cocolix! Echipa gri astăzi. Au, am dat un cot în gât, ziceai că la dentist. Ok, și... astăzi o să ne jucăm jocul acela. Cum eram noi la 2 deci, anișori? Jocul la 2 ani și jocul se cheamă Among the Slim. Mă întrebați în comentarii cum se cheamă. Se cheamă Among the Slim. Among the Slim. Așa, și astăzi va fi finala. Ultimul episod, finala. Mă voi juca eu, dar nu promit că o să-l termin. Termină Cristina, finala. Prea mare presiune pe capul meu, Felix. Ce mă fac? Uite, văd acolo o steluță și văd foarte multă glazură pe Întoarce-te. Jos. Trebuie să merg aici? Asta, stai, trebuie să dau drumul la muzică, că mi-a fost frică și am dat încet. Ți-a fost frică? Bun. E bine? Oh. Na, acolo trebuie deci, să mergi. Noi trebuie să intrăm în portalul ăsta. Mi-a făcut buze maro. Uite, și eu mi-am făcut buze naturale. Bun, trebuie să intru aici, da? Da. Asta e bămica mea? Mm-hmm. Și tu vezi aia care o rămână, ăla, iepurul ăla cu nas mare. Da, văd. Ăla e un elefant, Felix. Cică iepure cu nas mare. Na, și trebuie să-l iei. Dar și cum sar la ea? Oare cum iei un iepure cu nas mare? Mă pui pe chestiile astea. Sau... Cum îl pun? Cum îl iau, Felix? Sau sar pe chestiile astea, pe puful ăsta. Sau... O îmbrățișez pe mămica mea. Sau... Nu știu, Felix, nu știu! E ceva acolo în față. Mă cațăr pe chestiile astea. Nu par ceva te cațări. Pe chestiile astea, da. Pe asta. Uite, de aici, pe sertar. Așa, urcă ce? A, de mine, nu pot să cred că m-am urcat. Hai că poți. Cu ce m-am urcat? Cu spin sau cu... spațiu. Cu spațiu? Oh, te desurci chestiile incredibil. Văd că mă tot cațăr pe aici pe chestii. Ca o pisică, pe când așa zurcăși pisica. Mă simt ca o pisică, dar aici unde mă mai cață. Și ai purașul. A, uite, îl iau cu mâna. Da. Așa, la wow. Hai că mama mea a dispărut. Asta e ultima amintire. Și acum trebuie să o ducem înapoi. Uitați-vă voi ce îngrijiți sunt oamenii ăștia. Exact așa îmi țin și eu chestiile. Așa zici tu? Da, că când e curat. Că la mine s-a aruncat. În ultima vreme ți le-am aruncat, Felix. N-am mai avut timp împachetat. Nu știu care e ciorapul. N-am mai avut timp de împachetat trufe. Nu. Uite pe acolo. Bun, mă duc pe aici că văd că s-a deschis chestia asta. S-a deschis chestia. Dau puțin mai încet. Nu, dar mai încet, că eu s-aud, că eu am nevoie de urechi. Stai, Felix, că nu mă pot intra. Nu pot intra. Pe spațiu. Trebuie să mă cațăr. Spațiu. Pe chestia asta trebuie să mă cațăr. Nu, merge înăuntru. Dar nu pot, Felix. Merge înăuntru. Pe W ăsta. A, da. Apăsai pe alt buton și spațiu. Nu se poate! Bă, da, și spațiu. Felix, nu se poate! Stai puțin. Așa, du-te. Mă duc. Și du-te. Du-mă tu. Și spațiu. Nu se poate. Trebuie să încercă gamerul. Oameni buni, nu se poate, ce ne facem? Deci. Dacă nu putem să intrăm aici? Fac mic control. Da. Voi ați ajuns până aici? Nu se poate intra aici așa? A, uite că am intrat. Pe control te faci, nu pe C. Pe control? Pe control, da. Bun. Eu merg aici. Stai, pune-ți... Întuneric. Pune-ți ursul pe F. Pe F. Acum bucă de jur. Cine asta? Nu știu, vrei să o deschid? Aha. Ți-a apăsat și o trag. Ți-a apăsat și trag. Nu știu așa. Stai să vezi. Îi și nevoie aici? Ce-i acolo? Bagă-ți ursul. F-o. F-o? E doar un desen. Bun, hai că eu închid chestia asta. L-ați prinsă că trebuie să mă ascund. Bine. Pune-ți pe F-o. Punem ursulețul ăsta, tot timpul se stinge, se pare. Aici mai este încă o chestie, o deschidem? Mergem aici? Bă, nu știu. Uitați voi cât de rove murdare da. Lasă ăștia, n-au timp. Tunelul. Bun, merg pe aici? Păi eu zic că da. Merg în tunel. Fugi! Nu, înapoi! Înapoi! Ba, uite, fugi! Nu m-a prins, nu? Nu? F-o. M-a prins? Ce ne facem? Stai. Sigur se întâmplă chestia aici la final. Da, tu nu cred că mai poți să mergi pe acolo, nu? Nu știu ce mă fac, mă duc pe aici? Nu știu. Bine că te joci tu, dar nu poți merge în față că e întuneric, nu? Merg, eu am curaj să mă duc, dar nu știu ce se întâmplă. Trebuie să ajungi acolo unde e tunelul ăla. Deci eu m-aș duce. Eu sunt curajoasă, eu mă duc. Mă duc? Dar nu știu că e fumul ăsta așa. Mă duc. Am plecat. Pe control și fugi! Fugi! Dar acum că trebuie să fac pe Nadia, cum mănânci. Fugi și când ajungi aici, dai pe control. Dau pe C, dă tu pe control. Control? Da. Control? Da. Control, space, așa. A, de mine, de capul meu. Ha, ce bine că a scăpat. Da, e nu. De cineva. Nu. Nu, ursulețul meu, prietenul meu cel mai bun. Nu, ursulețul meu, orice, dar nu ursulețul meu. Am atașat de ursulețul meu. De capul meu, cine e omul ăla așa de mare? Mi s-a rupt ursulețul meu. Ce se va întâmpla cu noi de acum, pe bune acum?
Hă? Am să cad într-un gaură, am să fac flotări multe și să mă fac mare așa partea de sus. Și promis, după aceea promis? Am să iau o bătă și am să-l bat pe ăla. Asta așa vă face bebelușul. Bun. Și acum eu ce fac? Se salvează. Zice salvează. Înseamnă că ceva urmează. O să vedeți voi. Na, uite-te și tu că eu mi-am schimbat pijamalele. Bagă flotări. O flotare? Stai. Stai. O flotare. Uite mâna de ursulețul meu. Atât a mai rămas din el? Ursulețul meu. Ia asta să-l văd eu. De scrollul. Asta e un elefant. Scrollul. Uite și tu. Deci am un elefant și am o bucățică de mânuță. M-am atașat de el. Știi, și eu m-am cam înainte atașat. Era creepy și voiam să-l... Dar după aceea m-am atașat de el. Și voi v-ați atașat de el. Ați văzut că e de încredere totuși. Nu știi când pierzi ceva decât atunci când nu-l mai ai. Era și o melodie, nu? Bun. Bun, aici am ajuns undeva unde e lumină. Du-te la lumină. Și trebuie să... Ci că zice că nu acum. De capul meu. Deci... Trebuie să ne răzbunăm. Eu urmăresc luminile, dar nu prea știu ce trebuie să fac aici. Eu zic să ne facem ninja. Asta e mama noastră. Mama! Mergem la ea? Mama! Zice că nu acum. Mama, ai nevoie la baie? Te aștept? Vrei să-ți cumperi la Sidon acolo? Zice, nu acum, nu acum, acum, nu acum. E reclama aia faină, că noi nu mai pot, la stomac. Du-te, 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 du-te. Oh my god, oh my god, ce mă fac? Mă duc? Stai că ceva nu-i... Du-te acolo, să vezi care-i faza. Tu vezi că am impresia că mama noastră este omul rău. Ce mă fac? Și ce o să... Mama, ai scăpat pe jos ceva. Unde stai? Uite-te pe scolo. Uite, bucăți de pepene. Bucăți de pepene? Du-te acolo. Păi du-te la lumină, altceva ce-ți faci. Mă duc, mă duc. Voi aveți încredere în mama noastră? Credeți că ea e omul rău sau omul bun? Văd mult ciolofan pe aici. Stai, unde e, mă, uite-te. Ce se întâmplă jurul nostru? Mama, unde ești? Mi-e foame, mamă! Ne pregătești lăpticul? Zice că să facem liniște, că mami a avut o zi grea. Stai, bă. Stai, bă. Maică-mea e monstru. Maică-mea e monstru! Maică-sa-i monstru! Zice că da, ba nu, o zis că nu lasă pe monstru să ne ia de lângă ea. Nu așa cred, zis. Nu cred. Zice că să fim cu minți și să facem ce zice mami, că mami este foarte, foarte nervoasă. Și niciunul dintre noi nu vrea lucrul ăsta. Am impresia că mama lui ăsta e alcoolică. O spar sticla pe jos, am impresia că asta e alcoolică. Mama, nu vrei să te lași de vin? Că s-au scumpit! Eu mă duc aici la lumină. Du-te la lumină. Mama, eu te părăsc. La cine părăști dacă cineva e alcoolic? Nu știu, la protecția copilului. Protecția... Zice că o să găsească. Gata, cel mai rău e când se supăr maică-ta pe tine. Mă duc aici, mă duc la casa asta. Dar voi vedeți cum sunt ferestrele. Aici gravitația bine, e... Bine, cineva a dat o palmă. Cred că asta e căsuța aia prima în care îmi puneam toate memoriile, nu? Da. Deci stai puțin, monstru e maică sa. Cred că da, când se enervează, mama devine un monstru. Așa e în realitate. S-a închis ușa. Și știi care e faza? Tot trebuie să te întorci acasă. Tot mă întorc acasă. Asta e partea. Spațiu. Spațiu. Oh, de mine. Atâta de înalte pragurile astea pentru mine încât îți dai seama. Bun, aici avem o memorie, două memorii, trei memorii, dar pe a patra nu ne-am pus-o, Felix. Ce ne facem? Păi e doar așa o, cum zic eu, o părere. Dar ce-ar fi asta să o pui? Am în buzunarul meu. Apăs pe tab și cred că asta-i. Nu? Sunt gamăriță. O bag acolo. Nu, stai că mi-amintesc. Trebuie să pun aici. Lasă, Felix, că mă pricep și eu, nu numai tu. Hai, du-te acolo. Cum se zice? E puraș cu nas la mare. Cum ai zis, trebuie tu, Felix? E puraș cu nasul lung. Închidem. Și acum apăsăm pe chestia asta, da? Da. Și învârtim așa sau cum facem? Da, ți-a apăsat. Ține apăsat? Da, ține. Ține apăsat. A, trebuie să trag așa. Mă descurc și eu, se pare. Hai, merge. Să punem ultima memorie pe ziua de astăzi. Ține, Cristina, bag acolo. Țin. Haide, canuzină. E gata? Stai să vedem. Gata. Și acum, Felix, cine mai apasă cu mine? Că nu mai este ursulețul. Ia pune mâna lui acolo. Mâna lui, Doamne, dar ce istențe ești. O pun, dar stai, cum o punem? O punem în partea asta. Pune, așa. Stai acolo. Așa, vezi? Sunt gamer, sunt gamer, știu. Sărăcuțul, ursulețul și-a lăsat mânuța pentru noi ca să reușim. Nu-i așa că avea suflet bun, se pare? Bă, ai văzut, s-a sacrificat pentru noi. Eu nu știu dacă a făcut intenționat sacrificiul ăsta. Stai că spațiu. Nu știu pe control. Spațiu. Pe spațiu. Spațio, că suntem gamer. Spațio. Spațio. Bun. Dar se pare că suntem așa de micuți, nu ne putem plimba deloc pe aici.
fără să ne agățăm de chestii. Stai puțin, mama lui ăsta e alcoolică și cred că eu i-o dat și eu dușcă de vin și lui bebelușcă. De-aia am avut noi viziuni. Cred că da. Și acum ce facem? Ieșim prin dulap și ne ducem în camera noastră? Și o batem. Oh! Stai puțin, ia-te înapoi. Bun. Dar ce e așa coce la noi în cameră? Uite și tu, așa fac copiii dezordine. Se pare că da, Felix, se pare că da. Da, zi-mi, dacă maica sa îi așa cu alcoolul, hai să furăm tot aurul din casă, să-l dăm la manet. Haide, dar uite și tu, înainte de asta, aici aveam prietenul nostru. Ia zi-mi dacă îl găsești în cutie. Crezi că îl găsesc aici? Da. Deci dacă l-aș găsi, nu îl găsesc. Unde e prietenul ăsta? Uite ce capul. Eu sper că nu găsesc capul. Oh my God, că o să fiu traumatizat pe viață. Nu, ăsta zici că este un squishy. Ai squashy. Squinky. Squinky, squashy. Bun, ce facem? Ne ducem în restul casei? Uite, asta e semiluna asta. Și aia e steaua. Steaua și astea sunt bufnițele. Eu cred că doar am avut un vis rău. Da, și eu cred, de la atâta bere. De la atâta bere, nu? Asta nu mai putem să mai luăm. Stai puțin. Dar ce e așa cocină mare în casă? Da, știi care e faza? Măcar acum e lumină, așa, e primitor totuși. Eu am impresia că s-au mutat sau se mută. Asta cred și eu, că tocmai s-au mutat cumva. Păi, uite o bucățică de puzzle. Cât e puzzle-ul, cât capul. Mamă, ești pe acas? Ești pe acas? Mamă! Auzi, dar vilă mare v-ați mai luat pe aici. Cred că ați dat o grămadă de bani pe aia, uite și tu câte camere, nu se mai termină. Păi, nu știu, poate e rulotă cu etaj. Poate e rulotă cu etaj? Uh-huh. Dar unde e maică sa? Unde e mămica noastră? Hai să vedem unde e berea. Unde e berea? Deci urmărim berea ca să o găsim pe mama, se pare. Mama, mai ești alcoolic? Ai butat azi? Ești în zi bună? Oh my God, se cam întunică pe aici pe jos. Ce-am crezut cu persoana aia. O găsim la bucătărie cu berea. Uite, ăsta e puzzle pe care tocmai l-am făcut puzzle. Atunci. Puzzle, toată lumea știe ce puzzle. Aici vor să mă duc? Nu, du-te pe față prin bucătărie. Aici. Uite, plantă, Felix, romantic! Vai ce romantic e planta asta, sumbru super! Romantic. Încă o bufniță pe aici pe jos, o vezi? Trebuie să stragă de pe ele. Bă, dar ăștia n-au plasmă, ce televizor ăla? N-au plasmă, Felix. Nu-i corect. Bun, mergem acolo în bucătărie, nu? Uh-huh. Și din bucătărie parcă e camera părinților. Luăm berea din frigider. A, uite cu berea! Ai zis tu bine că e alcoolică, Felix. Și ursulețul meu, mamă, dă-mi ursulețul meu, e amintire emoțională, dă-mi-l. Cristina, ia ursulețul. Ia ursulețul? Lasă să se descurcă cu restul. Ia ursulețul, dă-mi ursulețul meu. Dă-mi-l. Zice că stăm departe de ea. Avem o mamă nebună. Ea era de vină, ea era aia. Ia-i berea. Ia-i berea, îi face rău. Numai să nu guști. Ia-i berea de aici. Ia-o și berea. Trage mai departe. O trag mai departe. Să nu beți! Să pune nu acolo, beți pune niciodată. Acolo. Pune aici. Așa. Așa. Să nu mai... Stai să o certăm puțin. Las bine. Ai grijă! Stai. Hai, Felix, dojenești-o. Stai puțin, să par mai înalt decât acasă. Îmi impun prestanță. Tu să fie, te pui tu cu mine. Hai, Felix, arată cine e cel mai mare aici. Te poți urca? Așa. Mama! Mama! Ești bine? Hai că o iubești, nu? Ești bine? Săraca, eu cred că... Ești bine? Era preocupată cu mult. Ești bine? Ești puțin transpirată, dar e ok, e cald afară. Ești bine? Ești tu puțin cam... Ideea este că să bezi doar apă. Ești tu puțin cu subtul, dar... Îți place berușca, dar na. Vinul se pare, era vinul? Sticlă de vin și mamă, pahar. Mamă, ce nu ți-e cald cu asta pe tine, cu puloverul ăsta, că e cam cald afară. Și ăștia nu-s mai la modă. Ce, Felix, nu mai ești la modă balerini? Eu știi ce am impresia? Am impresia că asta e singură. Și eu cred, adică unde e soțul e totuși până la urmă? Păi nu știu, ar trebui să te îmbraci și tu mai fain, uite și tu. Te-ai îmbrăcat așa, îmbracă-te și tu mai la modă, uite și tu la... Mai la modă? Mai la modă. Și uite, să-ți lași părul mai lung. Să bagi părul mai lung ca să nu mai pun accentul pe alte lucruri. Da, ideea este că ți-ai cumpărat o casă așa mare și faină, dar la hai nu ți-ai luat deloc. Mamă, ești bine? Na, mamă, eu mă duc la alții, că tu nu ai avut grijă de mine. Mă duc la alții, da? Ursulețul meu? Mă duc la alții. Deci tot acest timp, mama noastră se pare că a fost omul rău. Ea era femeia aia, scândură, cum era, femeia creangă. Femeia copac. Copac. Bă, da, tai puțin, deci o but alcool, vin, da. Și alergat prin casă așa, ha-ha, și ne-a dat și nouă în suzetă, știi? Credeam noi să ne prindem, că ai văzut că era o rufe murdară prin casă, era peste tot. Eu m-am prins. Felix s-a prins. Acum 3 minute. Hai, bagă. Ce bag? Credeți că mai descoperim ceva? Nu plecăm de aici, nu mai joc așa. Plecăm. Putem să plecăm? Plecăm, oh, se pare că da. Haide, gata, am plecat de acasă. Bă, cât e soarele, numai că e mai pus de cald. Stai că cineva. Zice că salut acolo, micuțule. Sper că nu ne fură cineva. Zice că îți place cadoul tău? Ce s-a întâmplat cu brațul lui? Nu te îngrijora, o să-l reparăm. Vorbește de ursul meu, o? Da, de ursuleț. Îmi place lumina asta, morbește. E clar că mi-a băgat o lanternă în fiecare ochi. Ce se întâmplă? Am ajuns la spital cândva?
Sau un soare. S-a terminat jocul. Asta a fost tot, se pare. Dar noi ne-am distrat. Știi că mie mi-a plăcut. Eu știu ce cred. Cred că ăla era tatăl care a venit. E posibil. Da, asta a fost un joc mai dificil. Da. Și mai așa. Și care la început eu am crezut că ar fi un joc de groază din cauza ursuletului. Dar nu a fost un joc de groază. A fost un joc bazat pe alcoolici. Na, deci ăsta a fost jocul... Se pare că ursuleța a fost de treabă. M-a simțit bine. Oricum, fără sfaturile voastre, nu-l terminam. Asta este clar. Așa se termină. Uh-huh. Așa începe iau la stânga, iau la dreapta. Deci pot să zic că de la începutul jocului mi-ați dat zero sfaturi. Din primul episod a zis în felul următor. Felix, Cristina, uite, așa se termină jocul. Pam, pam, pam. Așa se termină jocul, pam, pam. Și eu... Ți-au zis cum se termină? Da, și eu așa făceam. Nu. A, încercai să nu te uiți? Cum să nu văd, cum să nu văd. Oricum, sunteți super. Mă bucur foarte mult că, cum zic că ție, m-ați recomandat jocul ăsta. Mai recomandați în jocuri, că a fost foarte, foarte fain. Și o să mergem și cu jocuri astea tip horror, că vă place foarte mult, mai ales când suntem mici. Când suntem mici. Poate cândva o să arătăm niște poze când suntem mai mici. Niciodată. Niciodată. Nu uitați să apăsați butonul de Cocolike! Și scrieți în comentarii ce vreți voi. Data viitoare. Data viitoare să jucăm, să facem. Uite, poza mai încet, să mai încet. Mamă, câți oameni! Toți oameni au lucrat la jocul ăsta? A lovely baker. Nu, baker. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă jocul ăsta. Jocul ăsta a fost sponsorizat, înțelegi? Și fiecare a dat un leu. Uite și tu câți oameni! Da, câți oameni! Nu dați dat butonul de Cocolike la viitoare! Așa, apropo! Voi ați spus că, cred că ați zis la persoane, că noi începem jocuri și nu le terminăm. Am terminat o serie! Am terminat prima serie pe acest canal, așa că noi... Este prima serie, Felix? Prima serie? Hai să zicem a noua! A noua! A noua serie! Nu dați dat butonul de Cocolike la viitoare! Prima serie, da!